Am multe vise pentru Cluj, dar cel mai important cred că este faptul că mi-aș dori foarte mult ca orașul acesta, Clujul, să fie mai legat de restul Europei. Să ajungem mult mai ușor la Viena, să ajungem mult mai ușor la București. În momentul de față facem incredibil de mult timp, mai ales în țară. Asta sigur că nu contează doar, nu leagă doar Clujul, ci și nu are legătură doar cu Clujul, ci și cu celelalte orașe. Mai îmi doresc foarte mult ca în Cluj să văd mai mulți oameni optimiști și zâmbitori. Așa cum mai spunea cineva, vă mai spunea vouă cineva că și-ar dori foarte mult să vadă oameni optimiști. Și eu îmi doresc să văd oameni care zâmbesc, oameni care au încredere în viitor și care fac tot ce ține de ei ca să fie mai bine. Eu m-am cam săturat să ne plângem și să sperăm să vină salvarea de undeva. Trebuie să facem noi ceva. Mai îmi doresc un Cluj curat, îmi doresc să nu mai văd oameni care aruncă hârtii pe stradă și îmi doresc ca la fel ca și mine și alții să-i sancționeze pe cei care fac acest lucru. Mai sunt multe vise, cred că mai am încă 100 de vise pentru Cluj, dar deocamdată mă opresc aici.